Românii sunt înnebuniți după chilipirurile din China, pe care mai nou le comandă direct din magazinele online de acolo. Mii de comenzi se dau zilnic, iar cele mai multe sunt haine care costă de 10, chiar 20 de ori mai puțin decât cele care se găsesc la noi pe piață. Autoritățile avertizează însă că în spatele prețurilor irezistibile se ascund capcane periculoase, iar consumatorii se expun unor riscuri pentru sănătatea lor, mai ales că produsele nu se supun reglementărilor occidentale. Chilipirurile made in China au ocupat internetul, fie că e vorba de haine, obiecte pentru casă, mașină sau diferite gadgeturi, și sunt tot mai populare printre români. 95% poliester, 5% elastan, așa arată majoritatea etichetelor care provin de la magazinele fast fashion online din China. O astfel de capă costă acolo aproximativ 10 euro, însă în magazinele mass market o găsim la un preț aproape dublu. Andrei a renunțat de ani buni să mai cumpere din magazinele de la noi și a haine pentru toată familia de pe site-uri chinezești. Produsele sunt ieftine, de exemplu vesta 35 de lei, încălțările 80 de lei. La noi aceleași produse sunt cu 160-170. Am găsit aceleași produse. Pentru copii mi-am dat seama că nu merită să dăm bani mulți pe haine. În timp ce unii au devenit clienți fideli, alții nu mai vor să audă niciodată de astfel de cumpărături. Ce ți-ai cumpărat? Accesorii, care au fost foarte proaste. Prima dată când am pus apă pe brățară, s-a înnegrit. Dermatologii trag un semnal de alarmă. Hainele sintetice pot fi foarte dăunătoare pentru piele. În plus, este esențial să le spălăm înainte de prima purtare. Pot da reacții locale, reacții irritante. Sunt dintre cele mai simple, pe de o parte induse de material, dar pe de cealaltă parte pot fi induse inclusiv de substanțele care sunt în haine, precum coloranți. Există și condiții patologice, precum micozele, atunci când hainele au fost depozitate în condiții insalubre. Românii nu se lasă ușor convinși de sfaturile specialiștilor. Se dau zilnic peste 10.000 de comenzi pe două dintre cele mai mari platforme de comerț online din China. Mulți cad pradă reclamei agresive din online. Se fac niște studii clare pe cele mai căutate grupuri de cuvinte sau produse. De cele mai multe ori oamenii nu-și dau seama pe ce platformă intră, doar văd primul rezultat și dau click fix acolo unde sunt cuvintele pe care ei le caut. Autoritățile ne avertizează că nu există reglementări și nici sancțiuni europene pentru produsele chinezești. Nu putem nici să returnăm produsul, nu avem nici drepturi, iar dacă, Doamne ferește, produsul este neconform sau produsul nu este ceea ce ne-am dorit, singurul mecanism este prin Interpol, ceea ce este destul de complicat, destul de greu și de cele mai multe ori aproape improbabil de a se putea rezolva. Datele arată că unul dintre giganții asiatici estimează o cifră de afaceri de peste 60 de miliarde de dolari până în 2025. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.